Bună ziua, dragii mei! Astăzi avem un episod de podcast și alături de noi o superwoman. Am lansat tot felul de proiecte și începem cu un mic proiect care este foarte mare, Empowering Woman, pentru femeile antreprenori, femeile frumoase și femeile puternice care au ceva de spus în această comunitate frumoasă și care fac ceva și dăruiesc bine, iubire și multă bunătate sufletească. Astăzi o avem alături de noi pe o persoană, o ființă și un suflet frumos și foarte drag sufletului meu, Andrada Faina. Bună ziua, Andrada! Bună ziua, Ioana! Întrebare întrebătoare. Vreau ca să știm și noi, urmăritorii canalului de YouTube și urmăritorii noștri, ai mei și ai tăi, cine este doamna Andrada Faina? Da, mulțumesc pentru prezentarea frumoasă și îți mulțumesc pentru acest podcast. Andrada Faina, păi sunt o mămică, am 31 de ani, sunt femeie și sunt mămica unui copil de 4 ani, unui băiețel. De-a lungul timpului, să zic așa, ca și experiență de viață și profesională, dinainte de a avea copilul, mi-a plăcut dintotdeauna să învăț și să văd că viața se poate desfășura și altfel. Asta, să zicem, de vreo 10 ani încoace. De ce? Pentru că noi, femeile, poate mai ales în România, avem o situație destul de provocatoare în viață. Ne lovim de diverse aspecte ale vieții, pe care câteodată le considerăm negative, cu greutate, cu durere și așa mai departe. Și de pe la vârsta de 20 de ani, am început să mă întreb dacă se poate și altfel, pentru că vedeam femei fericite, da, atât și în România, cât și în afara României. Și atunci mă întrebam, se poate și altfel și în viața mea, fără foarte mult stres, pentru că eram o persoană mai emotivă, mai stresată de felul meu. Și am început să studiez foarte mult. Practic, acesta a fost secretul meu în viață, să studiez și să muncesc, bineînțeles. După ce am terminat studiile de masterat, am început studiile opționale, facultative și ocazionale. Acestea s-au concentrat în domenii de psihologie, dezvoltare personală, dezvoltare spirituală, cultură generală, ulterior psihologia copilului, bineînțeles, după ce am devenit mamă și înainte de când știam că voi deveni mamă. Întrebare. De ce ai simțit nevoia să studiezi sau să te axezi pe psihologia copilului? Ce semne de întrebare ai avut sau curiozități? Am fost mereu interesată de acest subiect datorită anumitor tipare pe care le observam în jurul meu în creșterea copilului. Pe scurt, de multe ori, în viața de adult, dezechilibrele apar din anumite traume care au intervenit în timpul copilăriei. Aceste traume, în marea majoritate a părților, a cazurilor, erau date sau sunt date de comportamentele părinților, care poate au o zi grea sau poate au o săptămână mai grea sau pur și simplu nu consideră că acel copil este atât de sensibil sau că va ține minte. Majoritatea părinților au impresia că va uita copilul ce s-a întâmplat sau dacă plânge e ok, e bine, e copil. Și acesta este motivul principal pentru care mie mi-a plăcut și eu, pentru care eu m-am îndreptat către partea de psihologie a copilului. Vreau să îmi povestești despre femeia de afaceri. Cu ce se mai ocupă forța din tine? Activez în mai multe domenii, dar de profesie sunt antreprenor deja de mai bine de 7 ani. Este vorba de o afacere de familie în domeniul transporturilor și a curieratului. Mi-am deschis din pasiune un site de produse bio. E vorba de produse 100% bio, atât alimentare cât și non-alimentare. Se numește suntbio.ro și în domeniul imobiliarelor, în această minunată clădire în care ne aflăm, este o clădire de birouri, un mini business center cu birouri pentru închiriat. Așa. Vreau să te întreb oarecum să ajungem la subiectul cald și drag sufletului nostru.
Cum ai ajuns să îți faci și să concepi tot proiectul pe care îl ai pentru parenting? Da, nu întâmplător am lăsat la final asta. Din, tocmai din dorința de a ajuta copiii prin mame, și o să mă explic imediat de ce, din momentul în care am devenit mamă, mi-am dat seama că se poate crește un copil și altfel decât poate am fost noi crescute sau crescuți, pentru că nu ne includem doar noi femeile aici. Și în acel moment am început să studiez mult mai mult, inclusiv domenii specializate, cum ar fi programarea neurolingvistică, oarecum să mă ajute și pe mine în viața de zi cu zi, ca femeie în primul rând, apoi ca soție, ca mamă, ca antreprenor și ca om în societate, dar și să pot să-i ajut pe ceilalți. Și atunci, cumva am fost ghidată, ăsta este cel mai potrivit termen pe care pot să-l folosesc, înspre această arie a vieții, parentingul. În momentul în care noi ca femei devenim mame, se întâmplă două lucruri. Devenim stâlpul emoțional al casei, al familiei, practic, și cumva de noi depinde bunăstarea familiei. Cred că ne putem identifica cu așa ceva. Și în același timp experimentăm o stare de pierdere, de poate frustrare, o stare de depresie anumite persoane, mai multe decât am crede. În momentul în care vine un copil, de pe o zi pe alta, renunțăm la foarte multă libertate, la foarte multă, nu știu, la foarte multe activități, la ieșitul din casă, propriu zis, pentru că e necesar să stăm mai mult în casă cu copilul. Trecem de la o etapă a vieții la alta. Înainte poate ne gândim ce minunat va fi, dar poate că nimeni nu ne spune sau nu avem de unde să știm că experimentăm această pierdere. Această pierdere, practic trecerea de la o etapă a vieții la alta, schimbarea, care este percepută de creier ca și o pierdere, vine cu o anumită suferință. Dar se poate și altfel. Secretul, unul din secrete, este să investim în noi ca oameni, ca femei. Să ne îngrijim în continuare și de noi. Atât cât este posibil, pe măsură ce crește copilul, bineînțeles, noi ne vom adapta mai mult și vom avea mai mult timp la dispoziție, pentru că un nou născut versus un copil de 5 ani poate are nevoie de mai multă atenție doar din partea mamei. Și pentru iubirea față de femei, pentru dorința de a le împuternici și de a le ajuta să vadă că se poate o altfel de viață cu puțină muncă, cu puțină dedicare și cu puțină perseverență, pentru că este nevoie. Nu e un secret de pe o zi pe alta, este o muncă cumva constantă. Puțin câte puțin investim și în noi și dacă noi vom fi fericite și vom fi împlinite și ne vom simți bine în pielea noastră, cu siguranță la fel o va face și copilul și partenerul și cei din familie, cel puțin cei din familie. Dacă vorbim de o persoană care are o responsabilitate și mai mare prin prisma locului de muncă, business-ului și așa mai departe, atunci nici nu mai vorbesc. Întrebare. Știu că cursul tău de parenting l-ai făcut, faci întâlniri gratuite în fiecare lună. Da. Cum te-a lăsat sufletelul să faci un proiect atât de minunat pentru femei, să ajuți femeile, că asta e baza și sensul, și să o faci și gratuit? Acest curs pe care îl fac în fiecare lună are la bază atât copilul, cât și, poate mai ales, mămica. Pentru că sunt informații pe internet, foarte multe, foarte multe programe, foarte multe cursuri, online și offline, poate, care pun accent pe copil. Ce să facem în momentul în care copilul, puncte, puncte. Ceea ce nu ni se spune este cum integrăm noi reacția asta frumoasă. Ni se poate spune că nu avem voie să zbierăm la copil în momentul în care el plânge. Dar când tu ai o zi grea și vii acasă nervoasă, poate obosită, poate supărată, lucrul acesta e o adevărată provocare. Să nu mai vorbim că poate în 70% din cazuri nici nu se mai întâmplă. Adică oricum ne pierdem cumpătul. Și atunci din dorința aceasta și din toate studiile și din toate, să zicem, secretele pe care le găsisem vis-a-vis de schimbarea propriei persoane sau de a ne ajuta pe noi să devenim o versiune mai bună a noastră,
am conceput acest curs. Da, se adresează și mămicilor și copiilor. De ce mămicilor, cum spuneam mai devreme? Pentru că este stâlpul emoțional al casei. De ea depinde bunăstarea și bucuria și armonia în casă. Da, cursul este acesta de 3 ore pe lună. Este parte dintr-un proiect mult mai mare. Vor urma, după acest curs, anumite ateliere. Este vorba de câte un atelier pe săptămână. Va dura aproximativ 3 ore fiecare atelier, timp de 9 săptămâni. Este un program complex în care nu doar că vom afla informația, deci partea teoretică, pentru că cunoașterea este secretul, ulterior vom aplica în viața noastră aceste metode. Și dorința asta de a face cursul gratuit a fost dintr-un motiv simplu. Poate nu toată lumea va putea să vină la acele ateliere. Din diverse resurse, timp, poate sunt foarte mulți copilași acasă și nu pot să vin în fiecare săptămână. Și atunci îmi doresc ca esența acestui mare proiect să fie cuprinsă în curs, astfel încât să ajungă la fiecare mămică, bineînțeles, care își dorește și care poate. Și care este, de ce nu, pregătită. Pentru că noi știm, câteodată lucrurile vin către noi în momentul în care suntem pregătiți. Exact. Tu... Universul sau, nu știu, Doamne, mi te-a adus în viață într-un moment minunat, o spun cu toate ghilimelele, și simt de când te-am cunoscut și pe tine și pe încă o doamnă care faceți oarecum în proiectul ăsta Empowering Woman tot felul de chestii minunate pentru femei și pentru comunitate și s-au pupat toate astrele posibile. Și simt o pace interioară și am văzut și la cursul tău, toate femeile erau zen, adică lumânări, bețișoare parfumate, vocea ta. Deci zici că ne-ai hipnotizat, mai scurt și mai pe românești, eram toate hipnotizate și îți ascultam fiecare cuvânt, dar parcă cântăream cu o anumită greutate. Una e să vorbești și una e să transmiți și tu le combini și le-ai combinat la curs și eram toate... Mai eu, ai văzut, din păcate mai primeam niște mesaje, m-am simțit atât de penibil că se rupe legătura și trebuie să răspund că era ceva urgent și zic, vai, mi s-a blocat un flow, adică o liniște și o pace și te-abia așteptam rapid să răspund și să revin și să te ascult cu drag și mă uitam în stânga și în dreapta și zic, toate suntem hipnotizate, adică cu iubire și o conexiune între noi toate, adică e greu să obții și să reușești ceea ce faci tu. Eu îmi doresc și am o viziune și viziunea mea ți-o spun acum, aș vrea să te văd într-o sală cu minim 200 de femei, 200 e suficient, e suma mare, un număr magic, vorbind la microfon. Deci asta îmi doresc eu să se întâmple în cât mai apropiat moment. Îți mulțumesc de suflet pentru viziunea ta. Întrebare întrebătoare. Da. Despre curs am discutat. Așa. Îmi permit să mai adaug ceva referitor la starea asta? Te rog. Da. Cumva noi transmitem ceea ce avem în interior. Pentru că în momentul în care noi vorbim, aceste cuvinte... sunt însoțite sau au în ele o anumită rezonanță magnetică, prin care se transmite interiorul nostru. Da? În momentul în care tu, ca persoană, ajungi la o liniște interioară, imperturbabilă, cel puțin nu de orice eveniment, pentru că e normal, suntem oameni, avem evenimente și eu am momente în viața mea în care mă simt câteodată, să zicem, mișcat în interior din această liniște a mea, dar asta emitem în exterior. Și de aceea starea aceea hipnotică, să zicem, că nu hipnotizez pe nimeni, dar de aceea starea asta de liniște, atâta de intensă, în primul rând, acest lucru îmi doream să-l transmit, îmi doream să transmit relaxare, pentru că mămicile vin de la o viață agitată. De la lucru, de la treburile casei, de la copii, de la diverse alte responsabilități și îndatoriri. Și atunci mi-am dorit ca măcar o dată pe lună să simtă în acele 3 ore că pot să se elibereze puțin și să se rupă de rutina aceea și să simtă puțin cum se simte liniștea interioară. Și se poate. Dacă eu am putut, consider că poate să reușească acest lucru orice femeie.
Am venit cu întârziere la eveniment, dar așa de ciudă am plecat acasă. Deci chiar eram așa, zic, băi, dar nu mai putem să stăm un pic. Și așa de fain a fost și ambianța. Deci tot, nu avem cuvinte. Vreau să te întreb cum calmăm emoțiile, gândurile negative, cum reușim să găsim pacea interioară. Cum zici tu, vii de la o zi, acum știi, și da, tu antreprenor și eu antreprenor, avem zile când da, calmul nostru este așa, da. Și ce vreau să te întreb, cum reușim să ne păstrăm zen modul când vin copiii cu urlete de la școală și de la grădini, mami, și îți vezi de experiența mea personală în 3 secunde pereții proaspăt zugrăviți cu mânuțe și cu amprente și ești obsedat, ai tot felul de OCD-uri, adică eu, cu curățenia și acum încep să le tratez. Cum reușești, sau eu, acum am înțeles, eu sunt în fază de vindecare, sau nu știu dacă pot să zic că m-am vindecat cu chestia asta, cu furia interioară, dar simt oarecare pace și am văzut că din urma sfaturilor tale, care au fost foarte simple și comunicate cu foarte multă dragoste, le-am aplicat și am intrat în faza aia de zen, adică, da, te las pe tine să-mi explici. Mulțumesc pentru vorbele tale, da. Este destul de provocator după o zi destul de grea, destul de încărcată să mai reușim și să mergem acasă zen. Eu aș propune mai multe lucruri. Prevenția, adică avem grijă de noi, ne îngrijim de noi încă de dimineață și aici aș recomanda unde se poate măcar 20 de minute, 30 de minute în liniște pentru cine își bea cafeaua, să se trezească mai repede, dacă e posibil, să-și bea cafeaua aceea în liniște. Dacă îți începi ziua într-o agitație constantă, nici bine nu ai deschis ochii, începe agitația, e cel mai probabil că așa va continua ziua pe tot parcursul ei. Dar să zicem că acest lucru nu e posibil și nu putem să lucrăm cu noi constant la liniște. Ca să-ți răspund și la întrebare ca metode, se poate să respirăm, respirația, să revenim, să ne reconectăm cu interiorul nostru, să ajungem la pacea noastră interioară. Se mai poate practica rugăciunea, pentru cine funcționează rugăciunea, se practică rugăciunea. Meditația, pentru cine funcționează meditația, acest lucru este la fel foarte ideal. Recunoștințele, astea sunt preferatele mele, recunoștințele. Dacă începem ziua într-o stare de recunoștință și putem, în timp ce ne bem cafeaua, da, meditația cafelei, să spunem 10 recunoștințe. Pentru ce suntem noi recunoscători în ziua respectivă? Sau putem fi recunoscători și pentru ceva ce ne dorim să se întâmple în ziua respectivă? Și acolo să se întâmple minuni, să zicem așa. Dar să zicem că acest lucru nu este posibil sau nu funcționează întotdeauna. Pur și simplu, în momentul în care copilul ne-a provocat o anumită stare sau reacție, pur și simplu înainte să începem să zbierăm, să ridicăm poate palma sau să facem altceva în relație cu copilul, ceva ce ar putea să îi lezeze lui încrederea în sine, integritatea și așa mai departe, pur și simplu să ne oprim o secundă, dacă ne ajută să plecăm din încăperea respectivă pentru un minut, în funcție de cât de gravă este situația. Dar respirăm, inspirăm, expirăm, ne liniștim în interiorul nostru și pe cât posibil ne punem puțin în locul copilului care poate doar a explorat lumea, poate nu și-a dat seama că greșește, pentru că noi judecăm cu mintea noastră de acum că copilul greșește. Dar poate el nu-și dă seama. El doar explorează lumea și încearcă, sau nu neapărat încearcă, testează viața. Testează limitele. Le împinge puțin mai încolo. Asta este menirea lor în viață și în viața noastră, să ne învețe răbdarea, iubirea necondiționată și, bineînțeles, armonia. Și atunci, dacă noi stricăm această menire a lui, mai ales armonia, ei vor avea de suferit foarte mult. Le lezăm cumva principiile lor cu care văd viața. Ei văd armonie în jurul lor. Sau cel puțin asta ar fi ideal să vadă. Este foarte important să ne oprim. Să respirăm și să ne punem în locul copilului. Cum s-ar simți el că
când primul lucru pe care eu îl fac, după ce nu m-a văzut o zi întreagă, este să zbier la el. Abia așteaptă să mă vadă. A făcut ceva poate doar să-mi atragă atenția, pentru că aici deja știm foarte bine, copiii fac niște lucruri destul de enervante, să zicem, doar ca să-mi atragă atenția. Pentru că noi ajungem de la lucru și începem mâncare, curățenie, ordine, etc. Să-i privim, să-i fie văzuți. Da. Ca să prevenim asta, asta în relație cu copilul, nu cu noi însene, putem face așa. În momentul în care ajungem acasă, în funcție de ceea ce își dorește copilul, poate un copil își dorește să meargă la un loc de joacă, să se joace împreună cu mama, poate altul dorește să ajungă acasă să discute, sau să-l ia în brațe, sau să-l privească, sau să se uite la un film împreună, sau să facă orice altă activitate, scris, desenat și așa mai departe. Să facă lucrul ăsta. Efectiv ne asumăm că avem copii și pur și simplu îi acordăm măcar o jumătate de oră. Nu facem mare lucru, poate, în jumătatea aceea de oră, dar pentru copil îi vom umple, zic eu, bateria de iubire, pentru că așa mă exprim exact. În relație cu copilul meu. Îi umplem bateria aceea de iubire și va fi mult, mult mai cooperant, mult mai înțelegător și mult mai liniștit. Nu va mai simți nevoia să-ți atragă atenția dacă tu i-ai oferit-o deja. Pentru că dacă el ajunge să vrea să-și ceară atenția, o va face prin metode pe care noi le considerăm negative. El nu le consideră negative sau pozitive. El știe că dacă fac asta, îi atrag atenția mamei. Și o să fac asta, că vreau atenția ei. Sau a tatălui, bineînțeles, nu vorbim doar de mame aici. Ieri am avut două experiențe cu copiii. În drum spre școală și spre grădiniță, eram foarte grăbită să-l ajung cu cel mare la școală, pentru că mai nou întârziem și îmi cer public iertare, doamnă învățătoare. Dar cu cel micuț e greu să-l trezim. Tot timpul trebuie îl dighilesc, îl pup, mă fac îl muș cu buzele de picioruțe și atunci când se simte dâgălit și iubit, începe și râde și încet încet se trezește. Dar e un procedeu, adică nu poți să zici, hai, da, mi-am trezește-te că mergem la grădi. Dacă încep cu atitudinea asta, îmi spune clar, nu vreau, nu vreau. Ok. Și ca să nu întârziem la școală cu cel mare, cu David, cel micuț a zis să-l duc la magazin. Zic că îl lăsăm pe David la școală și după mergem la magazin. Nu, și a început să facă tot felul de crize și să urle și să dea cu piciorul așa. Iau la magazin, iau bomboană. Zic că îl ducem și am spus, mi-am menținut calmul și ți-am ascultat sfatul. I-am inspirat, am expirat. Și până la urmă ce am făcut? Ți-am ascultat al doilea sfat. M-am pus în genunchi și afară ploaia era ud. N-am avut treabă. M-am pus în genunchi la nivelul lui. Da? Ochii, ochi. Și am spus să-l ducem pe David la școală, să nu întârzie. Oricum o să întârzie 2-3 minute. Și după mergem doar noi doi la magazin. A stat un pic și s-a uitat. Bine. Și înainte de chestia asta, în timpul urletelor, slate of mouth, cum ai zis tu, am zis, mai poți să urli? Urli un pic și mai tare. Și a început, a urlat un pic mai tare. Eu am zis, și mai tare, nu mai pot. Și am ajuns, deci, două tehnici simple, spuse cu foarte mult calm din partea ta, le-am aplicat și mi-au ieșit. Și eram, ce faină, înainte eram... Te rog frumos să termin, ne facem de râs, se uită lumea la noi, termină. Și acum deci, am gestionat situația cu un calm, că și eu sunt șocată, adică calmul meu îmi dă mie semne de întrebare. Fetelor, trebuie să veniți la curs. Oh, da. Așa. Mulțumesc frumos. Sfaturi. Sau un ajutor, cum încurajezi sau ce spui tu mămicilor de acasă să facă cu copiii, activități, tot felul de, măcar, nu știu, 30-40 de minute pe zi. Da. Aici, în primul și în primul rând, aș vrea să menționez un lucru vis-a-vis de ce mi-ai spus adineori. Nimeni nu e perfect. Eu, prin prisma aceasta, mi-am dorit să fac cursurile într-un mediu relaxant, să discut deschis, pentru că tu ai fost prezentă și ai văzut că am discutat deschis atât despre părțile pozitive cât și cele numite mai puțin pozitive. Pentru a înțelege că nimeni nu e perfect și cumva noi
comunitate, în societate, vrem să se vadă cea mai bună varianta noastră. Pentru că e normal. Dar acasă nu suntem așa. Și știm cu toate că nu suntem așa. Ideea e că, cel puțin în mediul pe care vreau eu să-l creez, vreau să fie fiecare mămică liniștită că poate să-și expună gândurile ei, întâmplările, fără frica de a fi judecată. Asta este una dintre fricile principale, mai ales ale mămicilor, tăticii sunt mai relaxați puțin în privința asta, și ne echilibrează, ceea ce este bine, pentru că ne echilibrează, și rușinea asta, da, tot de ridicol, frica de ridicol, care rușinea, cum am vorbit și în curs, e cea mai jos calibrată emoție pe lanțul conștiinței umane. Și asta transmisă la copii va genera un adult dezechilibrat, într-un fel sau altul. Ok, ca și activități pe care eu le încurajez, sunt pentru fiecare copil în parte. Adică urmărim limbajele de iubire ale copilului. Mereu, cea mai eficientă activitate pe care o vom face cu copilul nostru va fi aceea care îi va satisface limbajul lui de iubire, prin care o să-i vorbim limbajul lui de iubire. De exemplu, dacă pentru un copil limbajul de iubire este cel mai provocator, timpul de calitate petrecut împreună, e bine, atunci va trebui să știm că orice vom face, și aici el știe ce vrea să facă, ne spune ce vrea să se joace într-o zi, doar că noi nu prea l-ascultăm, că nu putem să mergem acolo, nu putem să facem mai acum, facem altceva. Dar el știe ce vrea să facă. De exemplu, dacă e timpul de calitate petrecut împreună, vom merge și vom face cu el acea activitate, dar vom fi trup și suflet acolo, măcar 15 minute. Dovedeți științific aceste 15 minute, dacă sunt în conexiune completă, într-un raport creat de calitate, va reuși să facă acel copil să se simtă conectat cu mămica sau cu părinții și iubit. Pentru că la asta se rezumă, de fapt. Ei, în momentul în care vor ca noi să ne ocupăm de ei, ei vor să simtă căldura, afecțiunea, aprecierea și iubirea noastră față de ei. De acolo ei se încarcă. Dacă, de exemplu, limbajul de iubire sunt cuvintele, aici, inclusiv ca și metodă de joacă, poate să fie să-i povestim, să-i citim o carte. Da? Sau să discutăm, sau să-l încurajăm în ceva. Sau inclusiv în timp ce se joacă, noi să-l încurajăm. Vezi cât de subtilă e partea asta de limbaj de iubire? Efectiv, orice vrea să facă, să transpunem această activitate astfel încât să-i satisfacă și limbajul lui de iubire. Cât de important este pentru copil și mai ales pentru părinții care ne urmăresc să nu ne luăm la mișto copilul, adică aici o spun cu toate ghilimelele de rigoare. Să nu-l ironizăm, să nu folosim acel bullying de care suntem atât de ofticate, da. Copiii noștri trec prin tot felul de bullying-uri la școală, când el, săracul, trece prin bullying la în propria casă, unde ar trebui să fie safety zone. Exact. Foarte bine ai punctat aici. Această ironizare exagerată, pentru că există acele jocuri de cuvinte care ajută copilul să se deschidă, sau anumite întrebări care sunt menite să deschidă puțin copilul spre a face cumva ceea ce e necesar în momentul respectiv, fără să-i îngrădim să spui tu trebuie să faci aia. Dar da, bullying-ul acesta începe poate să înceapă de fapt și din casă sau și din afara școlii, pentru că aici vorbim că bullying-ul se aplică în anumite școli sau poate chiar grădinițe, nu știu exact. La mine cel puțin nu este cazul. Ideea e că în momentul în care noi începem să ne luăm peste picior exagerat copilul, el va înțelege că e normal să primească un asemenea comportament, pentru că și părintele lui îl adresează. Copilul va lua puterea exemplului. Mai departe există două variante. Ori să fie un copil care practică bullying-ul sau care este afectat de bullying. Acestea sunt cele două direcții în care se va merge, în funcție de personalitatea copilului. Dar dacă părintele îl învață că aceste granițe ale noastre sănătoase este bine să ni le apărăm și nu este în regulă să-i lăsăm pe ceilalți să le încalce, atunci el va fi un copil echilibrat și un adult mult mai echilibrat. Dar asta începe din casă, de la noi. Pentru că copilul este mic
și este amuzant sau este drăguț când plânge sau când se enervează. Cât ți-am spus, ce drăguț e când se enervează, se face tot roșu la față. Dacă am și spus-o de față cu copilul sau au mai și râs 2-3 adulți în jurul copilului, în momentul ăla, copilul, pe lângă că a simțit că nu e în regulă cum e el, pentru că asta îi transmitem, când noi râdem de cineva care face un gest, mai ales ființe atât de sensibile ca și copiii, le transmitem că nu e ok ce faci, nu e ok cum ești tu. Și începe marea provocare de rușine la copii. Se instalează rușinea la ei, care va duce mai departe la anumite comportamente, vizează bullying-ul, da? Or people pleasers, ca acei oameni care trăiesc doar să-i mulțumească pe ceilalți pentru a poate a se feri de acest sentiment, da. Sau persoanele care vor aplica la fel această metodă asupra celor din jurul lor. Ok, niciuna nu duce la echilibru și atunci este bine pur și simplu să luăm copilul ca o ființă individuală, independentă, care este, doar că la o scară mai mică. Adică n-aș vrea să se râde de mine când sunt nervoasă? Nu voi râde de copilul meu când e nervos. Sau nu-i vă spune ce drăguț este? Mie mi-ar plăcea să aud că eu sunt drăguță când mă enervez? În momentul în care sunt nervoasă? Nu. Mai degrabă aș primi înțelegere în momentul respectiv și abia după ce s-ar liniști situația, am începe o discuție pe această temă. Aici, ca metodă, în momentul în care copilul are o criză, să zicem, un tantrum, o furie sau orice alt sentiment, primul pas este să îl înțelegem, să-l ajutăm să-și verbalizeze acea emoție, să-și o identifice, bineînțeles, să o verbalizeze și apoi să vedem ce putem face mai departe în funcție de situația respectivă. Dar în primul rând, noi, ca să-l înțelegem, e necesar să-l ascultăm. Deci să ascultăm, să învățăm să ascultăm mai mult. Exact. O altă întrebare, oarecum o necesitate din partea grupului. Sunt foarte mămici care au ajuns să spună, efectiv să verbalizeze din cauza problemelor și trăirilor interioare, ca să o spun mai frumos, să nu folosim cuvântul de depresie postpartum, să nu-și mai suporte viața, să nu se mai suporte pe ele, să nu mai suporte propriul copil. Cum le putem ajuta? Ar fi benefic participarea lor la acest curs gratuit o dată pe lună, măcar să-și deschidă oarecum anumite cutiuțe și semne de întrebare? Da, bineînțeles, eu încurajez orice înseamnă cunoaștere. O încurajez, dar oricât de dificil poate părea să ai și un bebeluș acasă și să ajungi la un curs de 2-3 ore, să zicem, încurajez. Și dacă nu este la un curs fizic, poate e mai ușor să caute un curs online. Ca o paranteză, intenționez să-l fac și pe acesta online, tocmai din această dorință a mămicilor. Însă, în primul rând, ceea ce aș vrea eu să știe este că aproape toate mămicile trec prin această stare de depresie postpartum. Este exact ce povesteam la început, este starea naturală care intervine și care survine din pierdere, din schimbarea aceasta majoră în viața noastră, de la libertate la stat mai mult în casă, poate. Și atunci, da, în momentul în care noi investim în noi încă de la început, fie că sunt 5 minute pe zi, 10 minute, să nu uităm de noi. Practic, asta este foarte important, să ne aducem aminte că și noi suntem acolo ca și femei, da, va conta foarte mult. Și dacă faptul că nu am timp, expresia aceasta este un motiv să nu se vină, poate câștigi mai mult timp dacă vei avea o stare de dispoziție mai bună și vei putea să faci lucrurile cu mai mult drag. Cu siguranță copilul tău va fi mai fericit dacă tu investești mai mult în tine. Nu mai mult decât în el, pentru că la început poate e necesar raportul să fie diferit. Dar să poți să ajungi tu la o stare de bine, la o bună stare, da? În relație cu propria persoană, toată lumea va beneficia după acest lucru. Și atunci, cred că beneficiile versus acel timp pe care îl sacrifici, să zicem, sunt mult mai mari. Dacă ne dorim cu adevărat o schimbare, vom face loc în viața noastră. Aici nu pot să o spun altfel decât așa, pentru că în momentul în care ceva devine o prioritate pentru noi, noi vom reuși să facem timp pentru acel lucru. Și investiția aceasta în noi ar trebui să fie pe primul loc.
Pentru că de acolo derivă toate celelalte relații în familie. Dacă noi suntem bine cu noi, vom fi bine și cu partenerul, și cu copilul, și cu familia extinsă, și cu cei din societate. Și atunci, cum merită să privim? Pe termen scurt, că nu am timp în ziua respectivă, sau pe termen lung, când și eu voi fi mai bine și toți ceilalți vor fi mai bine în jurul meu? Vreau să fac o mică paranteză. Pentru mămicile care spun că nu au timp, găsim soluții și de asta avem grupul de mămici. Dacă cumva vreți să participați la cursul Andradei, îmi scrieți și vă ajut. Găsim o bonă, o mămică, o mătușă, găsim soluții fetelor și participăm la acest curs gratuit. Este foarte important. Așa cum eu am găsit o rezolvare în 10 de probleme a mele personale interioare în 3 ore cu Andrada, sunt ferm convinsă că și voi veți găsi o soluționare. Totul este să intrați pe Messenger și să-mi scrieți. Da, fac o paranteză, toată lumea se întreabă de ce ajut sau de unde atâta bunătate. Nu sunt un om bun, sunt și eu un om rău, sunt un om gelos, sunt un om cu frustrări, sunt un om normal, nu sunt perfecțiunea întruchipată. Ferească Dumnezeu, e ultimul gând, deci chiar nu. Așa cum voi aveți fricile și panicile alea pe care vi le impuneți acolo în cutiuța neuronală, că nu merită asta, nu merită, și eu le am. Dar, având în vedere că momentan sunt și people pleaser și cu sindromul salvatorului, oarecum puteți să profitați de chestia asta și să-mi scrieți și să profitați de bunătatea asta mea, că până la urmă tot se fac proiecte frumoase și facem zeci de proiecte frumoase cu proiectul Empowering Woman, unde dăm forță femeilor, împuternicire, asta e folosit cuvântul și m-am emoționat că practic tradus oarecum împuternicirea femei, să dăm voce femeilor și să înțelegem odată să ne iubim, să ne respectăm, că dacă noi ne iubim pe noi înșine, iubim și pe ceilalți din jurul nostru. Întrebare întrebătoare. Vreau să iluminăm niște probleme, curiozități. Cât de mult atragem în viața noastră actuală problemele din trecut moștenite de la mami, tati, bunici, stră. Neuronal este deja descoperit că moștenim deja negru pe alb 30.000 de marcări genetici, dar aici vii tu cu completările tale minunate, dar... Așa este, moștenim mai mult decât ne-am dorit. Cumva suntem 40% mama, 40% tata și vreo 20% personalitatea noastră independentă, individuală. În cazul fetelor, moștenirea se face pe linia maternă. 40% mamă, 40% tata. Da, dragă mea. Din punct de vedere al trăirii, emoții, experiențe adunate de-a lungul timpului, pentru că și ei le-au adus de la părinților și părinților de la părinților și așa mai departe. Și bineînțeles că pe măsură ce le conștientizăm și vindecăm anumite lucruri care necesită vindecate, acestea se duc și atunci crește mai mult probabil proporția care suntem noi. De aceea e necesar să ne descoperim pe noi. De ce suntem 40% mama, 40% tata? Pentru că ei ne-au oferit credințele lor. Prin simplul fapt că ne spun, nu te urca acolo că e posibil să cazi. Eu o spun frumos acum. Se spune de obicei, nu te urca acolo că o să cazi. Că sigur o să cazi sau mai rău, că o să știți urmările. Cum vede un părinte aceste pericole. Așa, și atunci aceste credințe ni s-au dat și le dăm mai departe. Poate într-o mai mică proporție, dar le dăm mai departe. Moștenirea asta transgenerațională e foarte interesantă. Dar în momentul în care descoperim tiparul și lucrăm cu el, deja am câștigat foarte mult teren în a ne dezvolta pe noi ca persoană, ca personalitate individuală. Adică să-mi dau seama cine sunt eu, ce-mi doresc eu de la viață, ce-mi place, ce nu-mi place, care sunt granițele mele sănătoase. Cum mă descoper pe mine? Cum mă iubesc pe mine? Cum am încredere în mine? Care sunt credințele mele? Nu cele preluate de la părinți. Acestea sunt întrebări care ne ajută să ne definim noi pe noi în această viață. Cum reușim să ne creăm ca și femei și ca și părinți
Acum mi-ai spus niște informații, 40-40 și nu-i doar 20%. Câtă muncă ar trebui să depunem ca să ajungem la un nivel de a fi 100% eu? Să ne folosim de experiența părinților și a bunicilor, dar cum putem să ne clădim propriul sistem de valori? Noi suntem cumva propriul sistem de valori, doar că în acest sistem al nostru de valori au contribuit foarte mult părinții în creșterea noastră. De aceea se spune că e foarte important să ghidezi copilul în viață, nu să-l faci copia ta fidelă sau să îi oferi tot ce n-ai avut tu pentru a-i fi lui poate mai bine. Copilul are o personalitate foarte puternică. Suntem de acord cu asta. Vedem personalitatea copilului, dar nouă, în momentul în care nu ne place, vrem să corectăm constant, să schimbăm ceva, ca să fie pe placul nostru. Poate există părinți cărora le place că copilul pictează pereți, să zicem, și îl va lăsa să picteze pereți. Chiar dacă pe alt părinte acest lucru îl va enerva. Da, și pereții mei sunt tot cu mânuțe, cu acuarele și pictați și scriși. Și ai mei sunt la fel. Așa, dar cum putem să, revenind la întrebarea ta, cum putem să ajungem 100% noi? Poate nu vom ajunge niciodată 100% noi, în ideea în care noi suntem formați din cumulul experiențelor de până acum. Ce putem face este să ne descoperim pe noi în fiecare zi, prin alegeri conștiente. Acesta e secretul, alegerile conștiente. Eu când îmi pun o întrebare, ce aș vrea eu acum? În sinea mea eu știu ce vreau, doar că exteriorul meu câteodată îmi influențează, de mai multe ori de fapt, îmi influențează decizia. Practic, secretul este să stăm puțin cu noi, să ne dăm seama ce ne dorim noi, care sunt barierele noastre sănătoase aici. Cum îmi dovedesc eu mie sau cum îmi arat eu mie că mă iubesc sau că țin la mine? Aici este, pe de o parte, studiu, adică cunoaștere, și aici încurajez cititul cărților pentru că deschide foarte multe canale care să vină către noi prin această informație și, bineînțeles, ca după orice teorie, testul, aplicația practică în viața noastră. Preluăm din informațiile pe care le primim, care poate nu sunt disponibile oriunde, dar în momentul în care suntem pregătiți, vin către noi, că sunt cărți, că sunt workshop-uri, că sunt cursuri, le preluăm cele care sunt pentru noi. Nu fiecare rezonează cu orice, să zicem, doctrină sau să zicem sfat sau cunoaștere și aplicăm ceea ce este pentru noi. Ceea ce noi considerăm că o să ne facă viața mai ușoară, mai bună, mai bucuroasă, mai armonioasă, mai în iubire. Cam aceștia sunt pașii, pe scurt, pe larg ei sunt mult mai complexi și mult mai mulți, poate, dacă stăm să privim acum ansamblul. Dar ideea nu e să privim ansamblul, ideea e să privim următorul pas. Ce am de făcut astăzi ca să mă simt mai bine sau să fiu mai veselă sau să mă bucur mai mult de viața asta sau pur și simplu să mă bucur astăzi mai mult de copilul meu? Ce am de făcut astăzi? Și răspunsurile o să ne vină. Și dacă doar e prin faptul că vine copilul și ne spune clar și răspicat ce vrea să facă el în ziua respectivă. Eu mi-am dorit să aflu ce vrea să facă copilul. Uite că am aflat, poate. Aici depinde de mine dacă ascult sau nu. La fel și cu propria persoană sau în relația de cuplu. Ce aș vrea să fac astăzi în domeniul respectiv, adică în relația cu mine sau în relația cu partenerul? Și vom primi răspunsul într-un fel sau altul. Important este să ascultăm aceste răspunsuri, că ele pot fi mai evidente sau mai subtile. Dar cunoașterea de sine este cheia. Aici, în momentul în care noi ne cunoaștem pe noi, ne vom da seama ce ne place, de ce dorim să ne îndepărtăm, de ce anume dorim să ne apropiem. Și aici inclusiv vorbesc despre oameni. Da? Care sunt oamenii cu care eu vreau să mă înconjor? Care sunt oamenii pe care, cu iubire, bineînțeles, și cu blândețe, că este și cuvântul de bază al cursului, mă îndepărtez? Sau poate pur și simplu îmi dau seama că este o relație care deocamdată nu mi-aduce starea de bucurie. Aici putem vorbi de orice fel de relație. Atunci, conștient, facem alegeri. Alegeri. Mulțumesc frumos, Andrada, pentru
lecțiile frumoase de viață, da, încă sunt în faza de zen mode, deci transmiți o empatie și o iubire, empatie cred că e cuvântul potrivit, și o iubire umană, nu am cuvinte. Mai vrei să spui ceva? Că este o plăcere să te ascult. Deci, efectiv, vreau să fac o paranteză, că mi-a venit o idee. Înainte de... la începutul anului, ceva reduceri pe online și apăreau reclame cu cărți la reducere. Și zic, ia shopping-ul, nu asta, nu, zic, dar cărți îmi iau. Am cheltuit vreo 600 de lei care pentru mine, 600 de lei pe cărți, și erau la reducere. Un fel de Black Friday după sărbători. Și a meu partener, scump și drag, tu nu ești normal, ai dat atâția bani pe niște cărți, dar ce-i face cu ele? Da? Și le-am ținut și am conștientizat că nu am timp de ele și nu înțelegeam de ce, adică... Și am început să-mi analizez timpul, muncă, clienți, parteneri, dar timpul meu de acasă, curățenie, cu toate OCD-urile mele, că da, dimineața mă trezesc primul lucru de curățarea casei, ca să încep să fac mâncare după, deci să murdăresc din nou și după reiau toată curățenia generală a casei. Și am zis, zic, de ce? Pentru cine? Că practic eu, nu vine nimeni să... facă cu mănușa albă, nu vine nimeni să mă analizeze. Și am observat că am și uscător de rufe, care de o importanță maximă în gospodărie. Nu mai stau să scot, să le întind, să le bag, să le pun. În perioada când uscătorul de rufe își face 2-3 ore timpul, eu stăteam liniștită și citeam. Eu cu mine și cu eu, vorba mea. Deci, da, fetelor, important uscătorul de rufe ca să putem să citim. O carte care mi-a fost recomandată de o prietenă foarte bună, medic și chirurg, nu-i spun numele că nu vreau să o supere, Cele 5 limbaje ale iubirii. Și aici aș vrea să discutăm poate altă dată. Este o carte pe care vreau să o dezvoltăm în amănunt. Da, e o carte must have pentru... Da. Nu pentru părinți neapărat sau pentru parteneri, pentru fiecare în parte. Dacă ar fi să întrebăm acum, să zicem, 100 de români, care este limbajul lui de iubire, nu știu dacă o proporție de 30-40% ar ști să ne spună. Și atunci, cum îți arăți tu ție că te iubești dacă tu nu-ți știi propriul limbaj de iubire? Să nu mai vorbim de cel al partenerului, al copilului, al familiei. E necesar în întreaga viață, în toate ariile din viață, este important să cunoaștem aceste 5 limbaje ale iubirii. Da, este o carte pe care o recomand cu tot dragul și am vorbit despre ele la curs, tocmai din această dorință de a ne ajuta să ne cunoaștem pe noi și pe cei dragi nouă. Deci, da, fetelor, cartea Cele 5 limbaje ale iubirii este un must-have și este cel mai fain cadou de miculaș, că moșul vine cu cadouri mai mare, dar de miculaș, cam vine miculașul. Uite, acolo este. Pentru echipa mobilă. Foai. Și pentru bărbați. E acolo de câteva luni deja, pusă sus. Da. Există cartea generală, Cele 5 limbaje ale iubirii, care cuprinde sfaturi și tehnici pe care le putem aplica indiferent de relație, da? Relație de cuplu, relația cu propria persoană, relația cu copilul și așa mai departe. Deci, aici nu se înțelege că e necesar să citim toate cărțile pe această temă. Ce mai voiam eu să adaug aici, îmi dădusem seama că nu am menționat denumirea cursului. Cursul se numește Parenting cu blândețe, arta de a fi femeie și mamă. S-a văzut din tot ce ai vorbit. Îți mulțumesc. Da, cumva am ajuns la denumirea aceasta, deși am vrut să o fac mai scurtă, dar nu puteam să cuprind în ea tot ceea ce voiam să transmit. Adică este foarte important să ne comportăm în relație nu doar cu copiii oricum, ci și cu noi însene și cu relația de cuplu și cu familia și cu societatea, cu blândețe. Dar și faptul că în primul rând suntem femei și apoi suntem mame sau partenere, mame și așa mai departe, dacă o luăm în ordinea importanței sau care ar trebui să fie ordinea în această scară în viața noastră.
cumva pe primul loc trebuie să este necesar, de fapt, să fie relația cu propria persoană, apoi relația cu partenerul și ulterior relația cu copilul, familia extinsă, prietenii, societatea și așa mai departe. Cam asta ar trebui să fie structura. De câte ori nu încălcăm? De câte ori nu ajungem noi pe ultimul loc? Și de acolo intervin frustrările, de acolo intervine starea de furie, starea de anxietate, depresiile și așa mai departe. Da, asta este vis-a-vis de titlul cursului. Sunt tare bucuroasă că mi-am dat și eu voie să fac acest lucru pentru că mi-a luat destul de mult timp. Tot din anumite frici, pentru că suntem oameni. La mine exista frica aceasta de expunere, despre care acum vorbesc public. În momentul în care noi depășim o frică, o traumă, un sentiment pe care l-am simțit în momentul în care am experimentat ceva, știm că s-a vindecat în momentul în care putem să vorbim despre el dintr-o stare de observație, dintr-o stare cumva de obiectivitate, în care nu mai intrăm în acel joc și începem să avem stări interioare cumva care nu ne sunt benefice în momentul respectiv. Îți mulțumesc frumos din suflet că ai participat la acest podcast. Și eu îți mulțumesc din suflet că m-ai invitat. Ești primul invitat Lumina, acum de când am descoperit și eu ce înseamnă Lumina și Sufletele Lumina. Da. Îți mulțumesc. Nu mai zic nimic, lumea deja a văzut și ai transmis tot ce trebuia să transmiți. Eu aș vrea doar să mai mulțumesc așa în linii mari, pentru că să începem să detaliem pentru ce sunt recunoscătoare. Vreau să le mulțumesc tuturor femeilor și mămicilor și tuturor componentelor din familia acestor mămici, ori pentru ceea ce urmează să se întâmple, pentru că le va crea cadru să vină sau să investească în ele, doar prin simplul fapt că au auzit importanța acestui lucru și în primul rând lor însele, pentru că își dau voie să facă anumite lucruri pentru creșterea lor, care implicit se va vedea în cei din jurul lor. Așa că eu sunt recunoscătoare pentru fiecare femeie și mămică care există în lumea aceasta. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Și cu asta cred că am terminat acest episod. Îți mulțumesc din suflet. Nu mai are rost să zic absolut nimic, să închidem. Și vreau doar să vă urez sărbători fericite, că se apropie perioada Crăciunului, spiritualitate, bunătate, și vreau să fac un mic apel umanitar. Vrem să adunăm niște cozonaci pentru niște bunici și copii cu probleme și să mergem așa prin țară, pe cazuri reale, cum sunteți obișnuiți cu mine, vom face poze și video și vom face o listă exactă a tot ce se oferă. Sunt deja camioane cu cadouri deja adunate. Ce doresc eu? 500-600 de bucăți de cozonaci, ca să oferim căldura Crăciunului, că la noi, la români, cozonacul e cel mai important pe masa de Crăciun. Așa că, dacă în postul Crăciunului considerați că doriți să faceți o faptă bună, un cozonac, aveți numărul meu de telefon, este pe public, 0749657822. Vă aștept cu drag să faceți o faptă bună. Și motoul meu, știți foarte bine, cu Mihai Morar, de la Radio Zoo, este mână de la mână, facem Oradea mai bună. Eu zic să facem și un pic și Bihorul mai bun. Așa că vă mulțumesc din suflet și vă invit să faceți o faptă bună. Mulțumesc!